Salutare, dragilor! Astăzi o să vă fac un unboxing la mașina de contur Rover. Este o mașină ce are 6000 de rotații pe minut la prima treaptă și 6500 de rotații pe minut la a doua treaptă. O mașină silențioasă, o mașină făcută de ingineri de la GRL. O mașină cu raport calitate-preț foarte bună. Merge inclusiv promovată către clienții voștri acasă și cred că e un plus atât prețul cât și calitatea produsului. Haideți să desfacem. După cum vedeți, are un ambalaj foarte ok, calitativ, foarte clar. A mers pe o variantă premium. Aici avem un manual, cum se utilizează. Avem un stand, încărcătorul, rotarele. Rotarele sunt de 4 dimensiuni. 0, 1 este de 3 mm, 1,5 este de 4,5 mm și 2 care este de 6 mm. Avem uleiul, periuța de curățat și, în ultimul rând, aparatul de tuns, care vine cu calitate foarte bună a materialului. Lama este o lamă ce are niște striații, cum era lama de ipăr, încât ca atunci când te tunzi să nu se lipească de scalp și să meargă foarte bine pe părul mare, să negroșeze. Haideți să desfacem. Așa cum am spus la început, aparatul are două rotații, prima treaptă are 6000 de rotații, motorul, și pe a doua treaptă are undeva la 6500 de rotații. Ce este interesant, are indicator LED, dacă nu vedeți aici, bateria este full. Când bateria începe să descalce, arată indicatorul respectiv, când este la jumătate, o să mai aveți un indicator, și când este pe final bateria, are un indicator cu roșu. Încă o chestie foarte interesantă este că lama se detașează foarte ușor. E foarte simplu de curățat, se curăță foarte ușor, aici se pune ulei. Putem continua tunsul în mod mult mai rapid. Tot asta o să vă arăt și cât de ușor se reglează o mașină zero gap. Aveți nevoie de o șurubenție cu capstea și de puțină îndemânare. Se desfac șuruburile, un filet, un filet și un pic. Apoi se aliniază lamele cât mai zero, dar în același timp trebuie să fie o diferență între lama fixă și lama mobilă de 1 mm, ca atunci când facem linie să nu piște, și apoi se strâng șuruburile foarte încet. Verificați să fie lama întotdeauna aliniată cât mai perfect și în același timp paralelă. Ce este de reținut este că aparatul, având lamă de sus ceramică, îți permite să o duci într-un reglaj zero gap mult mai mult, pentru că rama ceramică nu este atât de agresivă cum e lama din oțel inoxidabil. Cam așa arată un reglaj zero gap. Vă fac un test, după ce am reglat aparatul zero gap, o să vă fac un test cât de scurt taie și cât de bine se descurcă în părul bulg. Cam așa arată după ce a trecut aparatul. Se vede clar că nu rămâne niciun fir. Și o să mai testăm o dată. Deci se vede clar că nu rămâne niciun fir. Inclusiv acum o să iau un păr bulg mai mult. O să încercăm să facem și o linie.
nu ne ajută foarte mult plantația pentru că fără este însuși. Și o să încercăm să facem și un tuns din lateral. Cască de vine taie.